Seara și bine ați venit la sesiunea de astăzi. Cu voi este Dan Prisăcar și tema care o să o pun în discuție astăzi este întrebări eficiente în negocieri. Fiindcă îmi plac exemplele practice și vin cu anumite lucruri interesante, vreau să încep sesiunea cu un exemplu de fapt, cu o situație reală care a avut loc în stația de metro L'Enfant Plaza din Washington, D.C., într-o zi friguroasă pe 12 ianuarie 2007. Vă preîntâmpin că această secvență video nu are de face cu negocieri, dar m-a făcut să fac o asociere cu ceea ce se întâmplă în negocieri. Și vreau să partajez ecranul. Deci s-a petrecut aceasta în stația de metro L'Enfant Plaza din Washington, D.C., într-o zi friguroasă, pe 12 ianuarie 2007. Spuneți-mi, vă rog, dacă se vede ecranul. Se vede. Da, mulțumesc. Deci, probabil v-ați pus întrebarea de ce eu am folosit anume această secvență video, cineva cântă la vioară, dar vreau să vă deschid toată paranteza. Deci, aceasta a fost un experiment
un om cu o vioară a cântat 6 piese de Bach timp de 45 de minute. În timpul acesta, aproximativ 2000 de oameni au trecut prin acea stație, majoritatea în drum spre serviciu. După vreo 3 minute, un om între două vârste l-a observat și s-a oprit să-l asculte pe câteva secunde. Apoi a grăbit pasul, mânat probabil de programul său strict. 4 minute mai târziu, violonistul a primit primul său dolar. O femeie l-a aruncat în pălărie fără să se oprească și a plecat mai departe. Apoi un tânăr s-a rezemat de perete ca să-l asculte, după care se uita la ceas și pleacă în trap ușor spre peron. Apoi, 45 de minute a trecut, muzicantul a cântat în continuare, numai 6 oameni s-au oprit să-l asculte pentru câteva momente. Circa 20 de persoane au aruncat niște bani. Omul a colectat în total 32 de dolari. După o oră, el a terminat de cântat și s-a lăsat tăcere. Nimeni nu l-a observat, nimeni nu l-a aplaudat. Și asta ar fi ceva neobișnuit, ceva simplu, dar cel mai important moment. Nimeni n-a remarcat că acesta era Joshua Bell, unul dintre cei mai buni muzicieni ai lumii. El a interpretat câteva dintre cele mai dificile piese scrise vreodată, pe o vioară estimată la 3,5 milioane dolari, o vioară Stradivarius. Cu câteva zile înainte umpluse o sală de concerte din Boston, valoarea medie a biletelor 100 de dolari. Deci aceasta este o poveste adevărată, concertul din stația de metrou a fost organizat de către Washington Post ca un experiment social asupra percepției, gustului și priorităților oamenilor. Acest experiment, această secvență video, această istorie mi-a adus aminte când eu mergeam la întâlnirile mele de vânzări sau negocieri, când începeam să vorbesc, să prezint oferta, să spun tot ce pot să fac, ce poate să fac companie pentru care lucrez și până la urmă să primesc un refuz că da, mulțumesc, noi de aceasta nu avem nevoie. Și atunci eu... În această secvență am văzut cât de important tu poți fi pentru tine, cât de valoros, poți să ai lucrurile cele mai bune, cele mai calitative, cele mai, dar până la urmă tu ești refuzat. Și atunci ce faci? Tu te superi pe toată lumea din prejur, tu crezi că divină este societatea, tu crezi că divină sunt oamenii cu care, deci omul cu care eu am fost să vorbesc și el n-a vrut să mă ascult, el nu a acceptat oferta mea sau el a devalorizat oferta mea și nici n-a vrut să mă asculte și eu cred că problema este mine, eu nu am acele tehnici, cunoștințe de vânzări și tot așa mai departe. Sau când vreau să vând apartamentul și știu că mă întâlnesc cu un prieten, spune că a vândut apartamentul și a luat un preț bun. Mă întâlnesc cu altcineva, spune că a vândut mașina și a luat un preț bun și a cumpărat altă mașină mai scumpă la un preț mult mai jos. Și tot așa, aceste istorie sunt foarte multe și numeroase. Și eu cred că, sau mulți din noi, cred că problema este în noi. Problema este în noi că noi suntem bătuți de soartă. Ceea ce vreau eu să transmit, mesajul care vreau să luați din secvența mea de astăzi, este că lucrurile trebuie învățate ca să le dai așa cum ele sunt percepute în realitate. Realitatea este indiferent ce ne închipuim noi că ea este. Ea este așa cum este, ea nu este nici bună, nici rea, ea este pur și simplu. Și noi trebuie să ne conformăm, trebuie să ne adaptăm la realitatea care există acum. Strămoșii noștri au dezvoltat intelectul sau Homo sapiens a contribuit la dezvoltarea gândirii noastre timp de 10 milioane de ani. Ar fi păcat să nu utilizăm acest avantaj și să-l dezvoltăm mai departe. Deci, întrebările sunt instrumentul de legătură dintre ceea ce noi suntem și ceea ce este oponentul și interlocuitorul nostru. Dar problema a fost, este la mulți, că oamenii nu întreabă, din diferite motive. Nu întreabă, fiindcă se rușinează. Apropo, un studiu a demonstrat că cele mai multe întrebări le pun copiii. Da, este un mit că aproximativ 400 de întrebări el le pune, adică se gândește sau când la vârstă de 3-4 ani. Și de obicei fetele sunt cele care pun cele mai multe întrebări, adică copiii de genul feminin. Dar când noi creștem, această curiozitate la noi dispare și noi tot punem
tot mai puține și mai puține întrebări. Și mai ales când plecăm la universitate, la școală, noi ar trebui să punem cele mai multe întrebări, dar noi, din oarecare motiv, suntem pasivi și nu punem întrebări. Și atunci se pune întrebarea pentru situația noastră, cum devenim noi mai deștepți dacă nu punem întrebări. Un alt motiv care ne face pe noi să nu punem întrebări în situații de conversație, în dialog, este faptul că noi credem că nu este momentul, că nu este momentul potrivit. Dar eu sunt de părere că motivul că oamenii nu pun întrebări este că le este lene să gândească, le este lene să formuleze întrebări interesante, să formuleze întrebări la temă și cu asta trebuie de luptat. În slide-ul pe care îl vedem acum în ecran, este o baghetă magică și n-am pus-o întâmplător, este simbolul meu pentru instrumentul de întrebări. Întrebările sunt un instrument foarte puternic, e foarte important, aș spune că sunt inima negocierilor. Într-o negociere, cel mai puternic este acela care pune cele mai multe întrebări. De ce? Fiindcă acel care cunoaște cel mai mult, acela și este cel mai puternic și el dirijează cursul negocierilor. Și nu este vorba despre anumită inteligență, ci este vorba despre anumită, cred că e vorba de curaj de a pune întrebări. Acum, ce se întâmplă dacă nu punem întrebări în negocieri? Da? Cel care pune întrebări, acela dirijează, controlează și obține ce dorește. Vin cu un exemplu practic. Am asistat la un interviu în care un angajator, de fapt angajatorul meu, eu eram șef de echipă, trebuia să măresc echipa și pentru aceasta trebuia să aduc persoane la interviu. Fiindcă lucram în vânzări, știam că trebuia să fie o persoană cu aptitudini de vânzări. La moment dat era un prieten pe care vroiam să-l ajut și căuta de lucru, să fie bine plătit, desigur, și mi-a spus, bine, hai să încerci. Vrei? Vreau. Bun, zic, nu uita că vii în vânzări, de aceea trebuie să vorbești doar despre vânzări. M-ai înțeles? Da, te-am înțeles. Am făcut niște repetiții, i-am pus întrebări, el s-a descurcat, i-am pregătit chiar și niște răspunsuri scrise. Băiatul era foarte bine pregătit, după părerea mea. Era prietenul meu, trebuia să-l ajut. Bat la ușa șefului, spun că, poftim, l-am adus pe Nicolae. El este disponibil să lucreze cu mine pe partea de nord, are mașină proprie, asta este un avantaj și acum trebuia să înceapă discuția, care trebuia să fie foarte constructivă, fiindcă doar așa poți obține un job bine plătit, cu discuții constructive. Și trebuia de răspuns la întrebările eficiente ale superiorului meu. Eram doar observator, deci nu puteam să particip. Și iată că Nicolae începe să se prezinte, Și conducătoarea mea îi pune întrebări. Ce faci, Nicolae? Ce te ocupi? Povestește-ne. Și tot, n-am menționat că Nicolae era un fost profesor de muzică într-un raion de la noi din țară, din partea de nord. Deci era profesor de muzică și nu avea experiență de vânzări. Dar când superiorul meu, deci șeful, l-a întrebat cu ce se ocupă și a aflat că el este profesor de muzică, a început să-i pui întrebări despre muzică, despre lecțiile, cum el petrece, cum le organizează, cu ce nouă vine la lecție. Deci 45 de minute Nicolae a vorbit doar despre muzică. Doar despre muzică a vorbit, la care eu am pus așa mâna, mi-am acoperit ochii, deja știam ce urmează, adică am văzut insuccesul angajării lui Nicolae și pierderea șansei lui de a obține un salariu mai interesant. Șefa mea i-a spus lui la urmă, Nicolae, am înțeles că ești o persoană foarte bună la suflet, că iubești copiii, dar noi nu avem nevoie de muzicanți. Noi nu avem nevoie de muzicanți, avem nevoie de vânzători. Deci care a fost greșeala? După părerea mea, Nicolae nu și-a dat seama încotro merg întrebările și s-a bucurat de faptul că putea să dea răspunsuri
bune, adecvate, interesante și a vorbit despre lecții, lecții deschise, a vorbit despre concertele care le-a pregătit. Deci era foarte entuziasmat. El a reușit într-atât să-și ridice dispoziția bună, că el nu se aștepta. Deci el considera că este un raport, o înțelegere reciprocă între persoana care îl intervieva și ceea ce gândea el. Respectiv, el nu s-a așteptat când la urmă el a fost refuzat și a fost refuzat destul de, zicem așa, n-a fost urât, dar a fost pe neașteptate și a fost destul de neplăcut. Mulțumim, Nicolae, am înțeles că ești o persoană foarte bună la suflet, că iubești copiii. Dar noi nu avem nevoie de muzicanți. Aceste vorbe nu o să le uit niciodată și pe mine m-am învățat în oricare discuție, conversație, să pot pune întrebări pentru a mă adapta. Și nu uităm că proiectul în care participăm noi, la care participați voi ca beneficiari, se numește Get Adaptable, adaptați-vă. Dar pentru a te adapta, este nevoie să pui acele întrebări eficiente, care să te ajusteze, da? Să te pună pe acea undă ca să poți percepe realitatea în felul cum ea este în contextul dat. Deci, întrebările sunt neapărate într-o discuție și ele trebuie să făcute trebuie să puse conștient. Deci așa, am dat peste o spusă a lui Pablo Picasso, care zice că calculatoarele sunt inutile, ele pot da doar răspunsuri. O frază care ne pune pe gânduri și anume faptul că noi nu trebuie să fim computere, noi nu trebuie să dăm doar răspunsuri, noi trebuie să participăm și pentru aceasta este nevoie să punem întrebări. Următoarea expresie a fost a lui Hinzenberg, am uitat cum el se numește, dar eu cunosc că el a fost un fizician destul de renumit, care a făcut foarte multe experiențe și o concluzie a sa pe baza a descoperirilor care le-a făcut a fost următoarele, că ceea ce observăm în natură nu este despre natura în sine, ci despre natura expusă metodii noastre de interogatoriu. Ce ar însemna aceasta? Asta ar însemna, dacă să transpunem în negocieri și să luăm ca natură persoana cu care avem de-a face, este că felul în care eu am să pun întrebările, felul cum eu am să mă interesez despre ceea ce el face, ceea ce el spune, cum el își duce afaceri, care sunt viziunile lui asupra materiei pe care noi o discutăm în negocieri, o să fie și rezultatul cum noi o să-l percepem pe el și el o să ne perceapă pe noi. Deci dacă noi o să punem întrebări corecte, dacă noi o să punem întrebări la temă, atunci și persoana, oponentul nostru, o să fie și el inclus în aceeași ordine de idei. Deci noi o să avem o înțelegere și o să putem să discutăm pentru a soluționa întrebările noastre într-un mod pozitiv și într-o manieră win-win, atât pentru el cât și pentru noi. Este important să cunoaștem și ideea că întrebările soluționează și problemele. Einstein a spus că o problemă bine definită este pe jumătate rezolvată. În cazul negocierilor, o întrebare bine pusă o să rezolvă imposibilitatea soluționării problemei discutate într-o manieră mult mai repede. Ce a mai spus Einstein? El a mai spus că dacă el ar avea o oră pentru a rezolva o problemă de care ține viața sa sau ar depinde viața sa, atunci primele 50 și ar trebui să o rezolve în timp de o oră, atunci primele 55 de minute el s-ar gândi cum să formuleze acea întrebare potrivită și doar după ce ar avea întrebarea potrivită ar putea să rezolve în 5 minute problema care stătea în fața lui. Deci așa, sper că am reușit să vă transmit importanța de a pune întrebări, importanța de a participa în discuții cu întrebări
Și vreau să, să vă vorbesc în continuare despre anumite reguli simple care ne ajută să primim niște răspunsuri concrete pe care noi le dorim să le aflăm din anumite situații de negociere. Deci, întrebările trebuie să aibă scop. Ele trebuie să fie pregătite în mintea noastră cu ceea ce noi urmărim să obținem. Deci, atunci când noi vrem să punem o întrebare, noi ne gândim să obținem ceva și acele întrebări trebuie să fie deja într-o direcție spre scopul nostru, spre partea în care eu vreau să conduc sau spre partea în care eu vreau ca discuția să meargă. De exemplu, dacă eu vreau să primesc o informație legată de anumite motive a prezenței oponentului în negocieri, deci eu trebuie să le formulez anume în felul în care eu mă aștept ca el să răspundă sau în felul în care eu vreau ca el să răspundă. Și atunci sunt convins că eu am să ies din acea discuție deja cu niște răspunsuri, că de altfel, de ce eu să intru în discuții dacă nu vreau să obțin ceva? Întrebările trebuie bine pregătite, anume bazându-ne pe informația pe care noi trebuie să o pregătim din timp. În ziua de azi este foarte ușor să te pregătești înainte de o discuție, fiindcă dacă sunt niște întrebări personale, sunt rețelele sociale, care, ca Facebook-ul, de exemplu, unde noi putem să vedem acea persoană cu care noi trebuie să ne întâlnim, putem să vedem cu cine prietenește din prietenii noștri, putem să vedem ce interese are, da? Putem să vedem că el a fost undeva într-o călătorie, dacă își pune fotografii din călătorie, și atunci noi deja suntem pregătiți și putem să ne punem acele întrebări pe hârtie sau să le păstrăm în minte pentru a le folosi în momentul potrivit în acea discuție importantă pe care noi o să avem. Întrebările importante se vor pune întotdeauna puțin mai, deci nu deodată, se vor pune după ce o să punem niște întrebări de încălzire. Anume, aceste întrebări de încălzire sunt importante nu pentru ca să-l încălzim pe el, ci ca să ne încălzim noi, să-l aflăm pe acel oponent și anume să observăm anumite reacții, reacții pe care el le are, să vedem timpul în care el vorbește, să vedem părerea lui despre anumite lucruri ca să ne adaptăm la felul lui de a fi. Fiindcă dacă el este o persoană mai monotonă, mai lent vorbitoare, ar fi bine ca și noi discuția să o purtăm tot într-așa manieră ca să nu-l speriem, ca să ne înțelegem mai bine. Și aceste momente care țin de comportamentul lui o să ne ajute pe noi ca să fim, ca noi să ne simțim mai confortabil cu el și el se simte mai comod cu noi. Și atunci, după ce am atins acest raport, care este foarte important în negocieri, noi putem să trecem la o întrebare mai importantă, da? Și poate mai puțin plăcută pentru el, doar după ce îl pregătim. Întrebările directe sunt acele întrebări care noi le punem fără pregătire. Câteodată este nevoie de a întreba drept în față, cum se spune, anume acea chestiune pe care noi ne interesează. Să zicem, dacă eu am avut mai multe runde de negociere și nu văd că atingem un rezultat, îl întreb în față. Bine, noi semnăm contractul la preț, semnăm contract sau nu semnăm contract? Noi lucrăm mai departe sau nu lucrăm mai departe? Acestea sunt întrebări directe care ne ajută să clarificăm situația sau să-i dăm mai multă seriozitate.
E foarte important ca să întrebările noastre să fie interesante. Este nevoie să evităm întrebările banale. Întrebările banale care nu... Bine, de multe ori se spune că în small talk este bine să vorbim despre timp. Despre timp, despre timpul de afară, despre anumite noutăți. Este bine și este binevenit de a vorbi atunci când noi nu avem nevoie să negociem ceva, ci să petrecem anumit timp care poate să fie incomod. Da? Când ne întâlnim cu persoana pentru prima dată, când stăm într-un ascensor ca să evităm anumite momente, zicem așa, incomode. Întrebările interesante sunt acele întrebări care sunt puse din curiozitate, din curiozitate față de oponentul nostru și atunci când vrem să stabilim acel raport, da, ca să fim interesanți pentru interlocutor, noi trebuie să punem și întrebări sincere, întrebări ce țin de anumite situații care îl înconjoară pe acest oponent al nostru, ca să îi arătăm lui că noi suntem dornici să prietenim cu el și să facem afaceri. Deci să arătăm că noi suntem curioși, ne interesăm de viața lui. Întrebările trebuie să fie clare, trebuie să fie bine formulate, că de altfel, dacă noi întindem cuvintele în mai multe fraze, fără o formula, o întrebare concretă, nu o să putem primi niciun răspuns concret. Întrebarea o să fie vagă, răspunsul tot o să fie vag sau chiar evaziv. Și atunci nu avem niciun folos din timpul petrecut în această discuție și conversație. Fără cascade de întrebări. De multe ori suntem într-atât de bucuroși că omul poate să ne asculte, că începem să punem întrebări de tot felul și întrebări care vin una după alta. Și asta ar fi important să înțelegem că întrebarea trebuie să aibă timp pentru răspuns. Deci interlocutorul ar trebui să primească un timp ca să răspundă. Nu toți pot să răspundă repede, nu toți doresc să dea un răspuns, zicem așa, neserios. Oamenii ar dori să, ca să fie înțeleși corect, doresc să, deci au nevoie și de un timp ca să formuleze aceste gânduri. De ce? Nu e bine ca noi să punem mai multe întrebări odată. Punem o întrebare, așteptăm pe rând și așteptăm răspunsul și după aceea poate mai punem întrebări pentru a concretiza. Dacă oponentul sau persoana, partenerul de negociere are dificultate în a răspunde și noi vedem că el nu reușește să dea un răspuns, asta ar însemna că el nu a înțeles întrebarea noastră și este bine să o reformulăm. Desigur, după ce îi dăm timp să încerce să răspundă sau îl întrebăm dacă a înțeles corect întrebarea. Ascultați răspunsurile. Ce ar însemna asta? Asta ar însemna că dacă am pus o întrebare, ne uităm ochi și urechi și ascultăm. Fiindcă de multe ori noi, chiar și eu mă prind că pot să pun o întrebare, parcă nu sunt cointeresat să ascult sau sunt cointeresat să o ascult, dar în timpul ăsta este telefonul în mână, primesc un mesaj de la un alt client care îmi pune o altă întrebare sau șeful îmi scrie și eu trebuie să mă gândesc să-i răspund, dar eu uit că eu am pus o întrebare și eu uit că această persoană se străduie să-mi dea un răspuns și faptul că eu nu-l ascult, desigur, asta înseamnă lipsă de respect și relația noastră poate să se termine. Am voie să te întrerup. Dacă văd că oponentul meu din negociere îmi dă un răspuns evaziv, nu mi-e rușine deloc să-l întreb, să-l întrerup și să-i spun, zic, bine, e foarte interesant, dar vă rog frumos, haideți să ne întoarcem la întrebarea care v-am dat-o legată de acea situație. Aș vrea un răspuns, aș vrea să cunosc părerea dumneavoastră, aș vrea să văd cum putem merge în soluționarea problemei care stă în fața noastră, anume primind un răspuns la întrebarea pe care am dus și eu o repet această întrebare. Și atunci readuc discuția în direcția care îmi trebuie scopul meu pe care eu l-am stabilit atunci când am intrat în negocieri.
Întrebările deschise. Toți au auzit de întrebări închise și întrebări deschise. Întrebările închise o să ne dea un răspuns, de fapt, ne dă un răspuns care blochează discuția mai departe, blochează conversația și intrăm într-un colț și nu putem merge mai departe. De ce? E bine ca să formulăm întrebările într-un mod deschis, ceea ce provoacă la un răspuns mai amplu din partea oponentului și anume în așa răspunsuri noi o să găsim mai multă informație și o să putem duce o conversație eficientă. Și ultima regulă care ar fi potrivită pentru o conversație eficientă este pauza. Pauza este un instrument manipulatoriu și cred că toți îl cunosc și auzit de el, că atunci când cineva taci, așteaptă un răspuns. Un răspuns forțat și poate manipulant. Adică nu cel pe care ar trebui dorim să-l spunem. De aceea sfatul meu pentru așa situație este că dacă noi știm și dacă am văzut că am pus o întrebare concretă, o întrebare bună, bine formulată și persoana nu răspunde, așteptăm să primim acel răspuns. Chiar și este o, zicem așa, o presupoziție că dacă omul tace, atunci el este vinovat și dacă el este vinovat, înseamnă că el a pierdut. În realitate, dacă noi contribuim la acea întrebare cu o privire și așa o privire drept în ochi, noi o să putem să-l forțăm pe acel interlocutor să ne dea un răspuns foarte, să zicem așa, adevărat și sincer. Întrebările ne îndeamnă spre acțiune sau noi putem să îndreptăm spre acțiune cu aceste întrebări pe care noi o să le punem. Deci eu de multe ori folosesc aceste întrebări, folosesc anume întrebările ca să provoc anumiți, nu știu, antreprenori spre acțiune. După ce am prezentat oferta, eu neapărat o să folosesc întrebarea pentru a închide negocierile și a afla răspunsul. Și în așa fel tot îl forțez pentru a semna contractul. Da? Eu o să vin cu așa întrebări cum ar fi de ce să nu lucrăm împreună? Da? De ce să nu semnați contract? De ce să nu dați o șansă? De ce să, dacă vorbim despre salariu, de ce să nu măriți salariu? Da? Anume, arta de a pune întrebări este foarte importantă pentru oricare vânzător, pentru oricare angajat care dorește să crească în salariu, în carieră. Și aceste întrebări sau arta de a pune întrebări poate să ne ajute să obținem ceea ce dorim. Bine, eu acum aș vrea să vă întreb dacă am putea iniția o discuție. Aș vrea foarte mult să-mi puneți întrebări, poate să-mi dați chiar niște situații pe care am putea să le soluționăm împreună, fiindcă aș vrea ca discuțiile mele să fie mai mult practice, ca să puteți lua mai ușor recomandări și sfaturi pentru, deci idei pentru situațiile voastre viitoare de negocieri. Deci aștept implicarea dumneavoastră.
Da, dacă am înțeles corect întrebarea, trebuie să aducem niște întrebări ca studii de caz pentru ca să le discutăm în grup. Foarte tare, aș vrea să foarte tare. Pot să spargă gheața eu, deoarece ceilalți participanți tac, se gândesc și eu și eu m-am gândit, dar primul gând care mi-a venit a fost următorul, o situație foarte concretă. Astăzi fiul meu îmi zice că a fost la un interviu de angajare și persoana cu care a discutat i-a zis că ceea ce face el nu ar fi retribuit în compania la care el s-a adresat, că piața de desfacere în Moldova nu are pentru produsele pe care el le are în portofoliu și, într-un sens, ca să nu-l refuze categoric, i-a spus că într-o manieră că ești mai bun decât noi avem nevoie. Da, desori se poate face această replică. Da. Este așa o metodă de refuz a unui candidat. Iată, într-așa caz, cum ar putea să se comporte persoana care vine la un interviu? Fiindcă interviul tot este o negociere, de fapt. Da, corect. Și vedeți, astăzi în grupă persoane tineri care vor fi în situații similare, probabil. Da, adevărat. Doamna Leana, vă mulțumesc de întrebare. La prima mea sesiune a fost despre situație în negocieri, când am venit cu recomandare anume legată de interviu. Sunt două întrebări cu care eu trebuie să intru într-un interviu. Prima întrebare o pun la început și a doua o pun la sfârșit, de fiecare dată. Deci, respectiv așa, prima întrebare, înainte de a mă prezenta, înainte de a aștepta întrebările acestor persoane, interlocutori și așa mai departe, prima întrebare o să fie: ce trebuie să cunosc eu despre dumneavoastră sau despre compania dumneavoastră? Asta eu o pun. Și eu am fost, deși eu lucrez, îmi place job-ul pe care îl fac, eu din când în când mai particip la interviuri, știu că nu o să-mi dea nimeni, sau știu, majoritatea, nu cred că o să obțin un salariu pe care eu îl visez, dar cel puțin, cum și cu coșul care alerga după găină, dacă n-am să o prind, măcar o să mă încălzesc, deci dacă nu o să obțin ce își doresc, măcar să mă antrenez. Respectiv, încerc și eu ceea ce spun, deci ceea ce am spus eu acum. Deci nu m-am intrat, bună ziua, bună ziua, așa mai departe, ați venit la job cu tare, cu tare, vă rog să vă prezentați. Bine, eu am să mă prezint, dacă îmi permiteți, vreau o întrebare. Ce trebuie să cunosc, ce ar fi bine, nu că ce trebuie, ce ar fi bine eu să cunosc despre compania dumneavoastră, despre, echipa dumneavoastră, înainte ca ea să mă angajez aici. Deci vă spun, nu aștept ca ei mine să mă angajez, eu deja le spun lor ca ei ce trebuie să știu eu de la echipa care mă angajează. Da? Deci eu îi pun în situația în care eu vreau să aflu mai multe de la ei, într-așa fel, eu mă pregătesc pentru eventualele întrebări, răspunsuri sau eu mă pregătesc pentru ceea ce eu am să vorbesc, da? Fiindcă eu vreau să vorbesc la temă, eu vreau să vorbesc concret, eu vreau ca ei să-mi spună, eu vreau ca ei să audă anume ceea ce, nu, eu vreau să vorbesc ceea ce eu cred că ei ar vrea să audă. Exact. Da? Ceea ce mi-ați spus dumneavoastră a fost momentul că așa ceva la noi nu este sau nu merge sau pe piața noastră nu sunt așa nevoie de așa produse și așa mai departe sau ceva genul ăsta. Deci, în momentul în care eu ascult cum ei vorbesc despre compania lor, despre echipa lor, eu deja înțeleg ce eu trebuie să vorbesc. Da? Spuneți-mi, vă rog, despre clienții sau despre job, ce o să trebuiască eu să fac. Eu îi pun pe ei, întâi ei să-mi povestească. De obicei, în interviu totul merge așa, că povestește tu cine ești, ce ai făcut, experiența ta și așa mai departe. Eu îi îndemn, îi pun întrebarea ca ei mie să-mi povestească ce lor le trebuie, ce au și ce și cum. Cu alte cuvinte, despre ce vreți să vorbim noi? Despre fotbal sau despre tenis? Da? Eu sunt hocheist, dar eu îi întreb despre fotbal sau despre tenis. Și eu să-mi spun despre tenis. Și eu am să vorbesc despre tenis, eu n-am să vorbesc despre fotbal, despre hochei. Ca și un exemplu meu cu prietenul meu care a fost profesor de muzică.
da? Șefa mea i-a pus o întrebare și a văzut că el e muzicant și a început să-l bombardeze cu întrebări despre muzică. Și ăsta a rămas foarte impresionat, dar el nu trebuia să vorbească despre muzică, el trebuia să vorbească despre vânzări. Faptul că fiul dumneavoastră deja a ajuns la interviu și aceia l-au primit, asta înseamnă că ei au un loc vacant. E adevărat sau nu? Da, da. Ei au nevoie de persoană. Ei deja au nevoie. Deci, respectiv, eu sunt în avantaj. Asta e resursa mea pe care eu vreau să o folosesc. Eu am aflat, de fapt, eu o știu deja. Ei au nevoie și eu trebuie să le dau ceea ce au nevoie. Eu tot am nevoie de ceva. Eu dacă vin la interviu, eu ce am? Eu am nevoie să mă angajez, eu am nevoie să dau niște servicii, eu am nevoie... Eu trebuie să mă adaptez deodată, în primele 5 minute când ei își fac impresia. Deci, de fapt, eu pun întrebarea, ce spuneți despre ce, cu ce vă ocupați, cine sunteți, ce eu trebuie să cunosc. Și eu mă pregătesc, în asta și stă sensul, deci secretul la talentul meu, trebuie să mă adaptez. Și după asta deja fac performanță. Da? Dacă eu mă întâlnesc cu niște oameni care zicem așa, cum, hai să vorbesc despre fotbal, da? Că sunt bărbat și iubesc fotbal, este Spartak și este CSKA. Deci eu dacă ne meresc într-un colectiv unde sunt toți de la CSKA, Doamne ferește, eu spun despre Spartak, mă dau afară. Deci eu trebuie să mă adaptez, la fel și cu feciorul dumneavoastră. Apoi, deci am aflat cu ce se ocupă, ce fac, desigur trebuie să fiu și puțin pregătit. Am aflat în linii generale despre ce este vorba. După asta este momentul despre salariu. Cât vrei. Eu nu pot spune întotdeauna. Dacă eu am alternative, da, eu pot spune cât eu vreau. Dar eu întotdeauna am să mă joc cu ei, da, fiindcă eu vreau să știu... Deci eu citesc o întrebare. Dacă totuși astăzi discutăm, Adriana Catruc a spus, dacă discutăm despre angajări, deci o întrebare, cum să impunem salariul solicitat către angajator? Tu nu poți să-l impui, Adriana. Tu poți să afli doar dacă dorințele voastre, așteptările coincid. Asta e tot. Eu, când intru în negocieri, trebuie să am niște alternative. Eu trebuie să știu ce se întâmplă cu mine dacă eu nu accept. Deci trebuie să am o... limite, am o limită minim, da, ca să accept. Eu lucrez unde eu lucrez, am salariu X. Ca să mă duc să lucrez pentru altcineva, mi-e trebuiește X înmulțit la 2. Deci dacă ei îmi propun tot X, gata, eu am refuzat, nu știu. Dar atunci eu când în negocieri, eu trebuie să-i fac pe dânsi și să-mi dea X plus 2. Și probabil asta e ceea ce doriți dumneavoastră ca să aflăm. Dar prima, eu îmi interes poziția, faptul că eu nu am nevoie de ei. Ei au nevoie de mine. De ce? Eu aflu despre ce trebuie să vorbesc, mă adaptez și încep să vorbesc între aceia că eu lor le trebuiesc. Ei trebuie să mă vadă pe mine ca vioară cei de Stradivarius. Ei trebuie să vadă pe mine că eu pot cânta cele 45 de minute cu cele mai complicate piese a lui Bach. Eu trebuie să pot asta. Desigur, dacă eu nu sunt violonist, eu nu cunosc piesele lui Bach, nu am acele aptitudini, cunoștințe, experiențe pe care... o solicită compania aceea, atunci, cinstit și onez, vă spun ceea ce cred eu, eu trebuie să lucrez gratis. Vă spun, dacă eu am competență, ele costă ceva. Dacă eu nu am competență, nu am cunoștință, eu trebuie să lucrez gratis. Și am fost la niște interviuri în care am spus că eu lucrez gratis pentru voi sau un salariu cât vă puteți să permiteți, fiindcă eu am nevoie de experiență. Și atunci, dacă eu am nevoie de experiență, eu sunt gata să plătesc pentru experiența mea. Dar eu îmi plătesc primele 2 luni. Adică eu lucrez gratis o lună sau două. Uitați-vă ce idee interesantă o consider eu. Eu lucrez o lună, două gratis și dacă mă acceptați, o să fiți foarte, nu o să vă pară rău, o să fiți încântați, o să aduc plus valoare și mai departe, fiindcă eu între aceste 2 luni o să arăt ceea ce nu arată altcineva. Eu sunt unical. Asta este mesajul pe care trebuie să-l transmiteți la interviu. Eu sunt unical. Eu pot să fac ce alții nu o să fac. Și aici trebuiește să... Puteți folosi instrumentul de întrebări. Ce o să se întâmple dacă, zicem așa, da? Deci folosesc întrebare. Cât sunteți gata să plătiți pentru un om fără experiență ca mine? Da, eu sunt fără experiență, dar eu am aptitudini. Eu pot asta, 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 eu am spot, eu percep informație, eu întotdeauna deci că am calitatea de follow-up. Ce înseamnă follow-up? Dacă eu... am rezolvat ceva, eu nu las ce, eu urmăresc, da, follow-up, eu urmăresc sarcinile, urmăresc dezvoltarea mai departe, vin cu aport. Deci aduc toate cele resurse nemateriale pe care, fiindcă eu materiale nu am, eu am nemateriale.
aptitudinile mele, cunoștințele mele, sârguința mea, seriozitatea mea, responsabilitatea mea, eu aduc toate acestea. Și apoi vine întrebarea, cât dorești? Zic, eu nu știu cât doresc, eu n-am experiență și încep să mă deci echivalez la standarde. Cât primește o persoană în așa domeniu, cu așa funcție? Da? Eu să mă simt bine dacă eu îmi primesc tot atâta cât primește o persoană în așa funcție. O persoană începătoare, cât primești? $100. Bine, eu merg pentru $100. Și acum puneți-vă întrebarea, ce o să fie dacă eu în 2 luni demonstrez competențele mele, arăt că eu sunt cel mai bun și plec de la voi. O să-mi dați voi să plec. Și asta negociez anume, pun, de ce e bine cu instrumentul de a pune întrebări, că tu poți să aduci realitatea care nu este, tu poți să creezi în imaginație lucrurile care nu sunt în realitate. Și în așa fel tu creezi anume acea poveste care ți-i trebuie, anume acele circumstanțe care o să facă pe angajator să vadă partea pozitivă a ta. Tu o creezi în povestea ta, tu, cum zici, că te sam sebe regisor. Și tu cu ajutorul întrebărilor poți să creezi în mintea interlocuitorului anume acea poveste în care tu ești rolul principal. Bine, eu merg cu salariu mic, perioada de probă. După asta, eu demonstrez capacitățile și așa mai departe. O să fie nevoie să măriți salariul. Cu cât o să măriți salariul? Deci eu întreb, cu cât măriți salariul? Și desigur, dacă ei o să fie impresionați de ceea ce am vorbit eu, ei o să vină cu propuneri. Și atunci eu aleg din propunerile, deci ridic planca. Bine, eu merg cu $100, dar după asta eu o să am nevoie să primesc un salariu cât primesc un salariu mediu pentru așa funcție. Care este? Este 10.000 de lei. Eu merg la 10.000 de lei și vouă nu-ți vă pare rău că eu merg la 10.000 de lei, fiindcă eu am să fac ceea ce trebuie să fac. Dar aici scot o altă resursă a mea. Da? Încep, după ce am ajuns la acest moment, eu am creat o încredere, da, în mine. Eu mi-am arătat, mi-am crescut valoare. Și atunci merg la următorul pas. Timp de un an, eu am să învăț tot ce pot să învăț. Eu am să fac tot ce pot să fac. Eu am să aduc sistemul meu în care eu lucrez, am să-l aduc la un nivel. Și acest nivel este un nivel mediu pentru un salariu mediu. Spuneți-mi, vă rog, dacă în compania voastră, deci încep iarăși să întreb, pun întrebări. Spuneți-mi, vă rog, în compania voastră, dacă angajată aduce plus valoare pentru companie, pentru funcția care trebuiește, o să fiu remunerat? Deci eu pe dânși încep să-i învăț cum ei trebuie să se comporte cu mine. Eu încep să le arăt cum asta o să fie mai departe cu mine. Și cine o să spui că nu dorește să crească, da? Dumneavoastră acum cu angajații voștri câștigați X venit. Dacă eu am să reușesc venitul și să contribuie la acest venit, o să-mi permiteți să pun întrebarea măririi salariului? Desigur, pentru a pune așa întrebări interesante, așa întrebări strategice cu perspectivă, eu trebuie să mă asigur că persoana care stă în fața mea are puterea de decizie. Ea este persoana care poate să hotărască așa întrebări. Nu are niciun rost să pun așa întrebare pentru o persoană simplă din HR. Ea nu hotărăște. Chiar și directorul de HR poate să nu hotărască așa întrebări. Poate este administratorul, poate este altcineva. Deci întrebările o să depindă și de persoana care stă în fața mea. De aceea e important să pun prima întrebare la interviu. Ce trebuie să cunosc despre compania voastră? La mine, în istorie, în experiență, s-a primit așa că tot interviul, 45 de minute, eu puneam întrebări. A fost foarte fain și foarte distractiv. La care ei, la urmă, mi-au spus așa, știi, tu nu te potrivești pentru compania noastră, nu, compania noastră nu se potrivește pentru tine. Dar nu-i nimic. Experiența este experiență. Cum se spune, se întâlnesc două persoane, una cu experiență și una cu bani. La care după ce se finisează negocierile, cea cu experiență rămâne cu bani și cea cu bani rămâne cu experiență. Și ultima întrebare cu care eu trebuie să ies din interviu este că spuneți-mi, vă rog, ce impresie v-ați creat despre mine și dacă eu am șansă să lucrez la voi. Cam așa lucrează.
Doamna Liliana, spuneți-mi dacă v-am dat o idee pentru ficiorul dumneavoastră. Da, este foarte interesant, doar că pentru un novice este prea complicat. Pentru asta trebuie să deții o experiență de interviuri în angajare și experiență ca profesionist în general. Pentru băiatul meu ar fi bine să însușească cel puțin, să-și asimileze o manieră foarte încrezută de dialog cu angajatorul și, într-adevăr, să se poziționeze prin întrebări, dar să nu aștepte să fie el bombardat cu întrebări. Asta mi-a plăcut și eu am să lucrez cu el ca să învețe niște lucruri utile pentru următoarele interviuri. A fost primul. El este student în anul întâi și vrea să-și facă parte profesional. Am prieteni care tot au terminat universitatea și le spun așa, băieți, voi trebuie să lucrați gratis. Cum să lucrăm gratis? Nu putem. Deci, da, gratis în sensul figurat al cuvântului. El nu o să fie gratis. Oricum, omul, dacă este angajat, are contract de muncă, el deja o să fie plătit. Și mai este încă ceva, ceea ce îți dă încredere la interviu. Eu dacă vin și lucrez pe poziția asta, credeți-mă că o să aflu care sunt. Oamenii vorbesc în companie, toți aproximativ știu cine cât câștigă și așa mai departe. Eu vin să lucrez, bine, acceptați-mă, eu lucrez cu salariul care este stabilit pentru o funcție dată. Eu am să lucrez, deci o să treacă o perioadă, una, două luni și am să aflu cât au ceilalți. Credeți-mă și ei toți deci șeful o să simtă incomod că eu primesc mai puțin decât celălalt. Înțelegeți ce am în vedere? Salariul, el nici nu trebuie să discutat la primul interviu. Luați-mă la lucru, eu lucrez și așa mai departe. Da, se pare că ceva nereal sau cum, ceva banal sau ceva straniu ce spun eu, dar credeți-mă, cum pot ei mie să-mi plătească un salariu mare dacă ei nu știu ce pot eu să fac? Eu nu știu ce am să pot să fac. Eu vin într-o companie pe care eu nu o cunosc, chiar dacă este contabilitate, chiar dacă sunt niște lucruri și mai departe, fiecare companie își are tradițiile ei, își are metodele ei, procedurile ei. Asta o să fie ceva nou. Eu vin la o școală nouă în care tot ce trebuie să am eu cu mine, asta dorința de a învăța și, zicem așa, memorie, trebuie să am, știu, străduința de a învăța, deci trebuie să am capacitatea de a însuși rapid lucruri noi. Asta eu trebuie să am. Puneți-mă pe mine în oricare departament, în oricare lucru și eu îmi pot să lucrez. Am lucrat la Molțel 10 ani și șefii de departamente erau schimbați, era perioada de probă, cum se spun, de schimb, în care șefii de departamente la diferite departamente erau schimbate pe perioade de 3 luni. Erau rotație în companie, da, așa era o rotație în companie și asta se făcea cu un scop anume, ca ei să vadă ce face colegul, da, de pe aceeași axă de comunicare, cu același grad înalt, dar în alt departament. Și trebuia să vadă ce probleme sunt în interiorul departamentului, fiindcă departamentul trebuie să comunice și el trebuie să comunice eficient. Și asta era, zicem, o acțiune pentru a îmbunătăți comunicarea între șefii de departamente. Și el se schimbă. Și cum persoana de la resurse umane, directorul la resurse umane, trebuie să ducă să lucreze timp de 3 luni, să conducă departamentul de vânzări. Sau directorul de vânzări de la departamentul relații cu clienți corporativi să meargă să conducă call centru. Normal că la call centru o să audă cum sună și clienții la corporativ. Deci astea sunt lucruri minunate, dar atrag atenția. Persoanele sunt în stare să treacă, iasă din zona de confort și să meargă acolo unde nu cunosc nimic câteodată, absolut nimic. Ei trebuie să învețe din nou, trebuie să învețe colectivul, trebuie să învețe membrii din echipă, trebuie să învețe legislație, toate acestea. Și dacă un om, probabil că un om, a spune că are o experiență de 10 ani în domeniu, da, dar este doar un domeniu și el merge în alt domeniu în care sunt nuanțe cu angajatul cel mai mic din echipă, din subalternul cel mai mic, el cunoaște mai mult ca tine și atunci tu cum te simți? Și vă spun că tot ce trebuie noi să cunoaștem, asta să putem însuși, putem să însușim deci materialul nou. Una și primul este inteligența emoțională, da? Cum interacționăm cu alte persoane. Asta e simplu. Și salariul, eu cred că nu este un lucru atât de important. Când tu nu ești căsătorit, când tu trăiești cu părinții tăi, trebuie să vii la interviu și spui că
Băieți, eu sunt viu, mâini, picioare, am, eu sunt activ, eu sunt robot, eu sunt mașină. Eu sunt o mașină. Să vedem ce pot să fac eu. Mie trebuie să-mi plac să lucrez la voi. Mie, fiindcă dacă mie îmi place, eu o să aduc compania voastră la alt nivel. Așa trebuie să fie. A venit la interviu, a început să lucrez. Apoi, asta doar pentru cei din început. Apoi, eu dacă lucrez într-un domeniu, eu lucrez ca vânzător. Eu sunt sales agent, manager de portofoliu. Eu știu cât primesc băieții, da, zicem, de teapa mea, activ. Eu știu cât primesc în alte companii, eu știu cât primesc agenții de vânzări, știu ce bonusuri. Eu cunosc lucrurile astea, eu sunt în domeniu. Respectiv, eu dacă mă duc să mă angajez în altă companie, eu deja știu prețul și spun, băieți, prețul este acesta pentru un agent normal, adică standard, cu aptitudini standarde, pleacă, caută clienți, negociază, semnează contracte. Dar eu vreau un salariu mai mare dacă vreți să merg încolo. De ce? Fiindcă eu am să fac nu 10 contracte pe an, dar eu am să fac 20 de contracte pe an. Fiindcă eu n-am să fac, eu știu, n-am să, deci, nu o să lucrez în stil, da? Sunt și metode de a lucra. Este, unii lucrează în metodă de a stinge pojarul. Asta ce fac? Asta, acolo este o problemă cu un client, a zburat încolo, a vorbit cu, el este bun agent, a vorbit cu antreprenorul, proprietarul, cu clientul care creează, deci pune întrebări, probleme, vrei să pleci la alt concurent, spre exemplu, o stins pojarul. Repede a sunat altul din alt raion, s-a dus în altă parte, au rezolvat problema acolo. Deci asta stinge pojarul. Deci eu nu lucrez ca stinge pojarul. Eu mă duc, vorbesc cu un client, în așa fel pun, stabilesc, construiesc relația cu el într-așa un mod, probleme nu o să apară. Probleme nu trebuie să apară. Desigur, adecvate, dacă și apare ceva, e ceva care putea să fie imprevizibil. Deci eu explic metoda mea de lucru și arăt că eu sunt mai bun ca alții. Și atunci știind ce salariu este, eu spun, zic, eu vreau 50.000. Dar 50.000 la voie să întoarcă prin fapt și arăt de unde. Eu nu numai că cer bani și gata, eu arăt de unde el poate să iei bani. Vă închipuiți? Cum poți cum poate șeful, da, proprietarul să nu-mi dea mie bani, dacă eu îi spun de unde el să iei. Nu că de unde să iei, îi spun cum o să vină banii la dânsul, acești bani pe care el mie o să-mi dea. Vă închipuiți cât e de ușor să negociez când știe asta. Și eu îl pun pe el în situație și el spune că ok, bun, perioada de probă 2 luni, după asta îți dăm suma pe care tu ai visat-o. Foarte simplu. Da, mulțumesc pentru că ați împărtășit această experiență cu noi. Da, nu că mă simt foarte încrezut, pur și simplu eu văd așa lucrurile, așa trebuie să fie. Eu n-am salariu de 50.000, nu am. N-am ajuns, visez până când la așa ceva. E foarte greu să ieși din zona de confort atunci când tu ai o familie, tu ai copii, responsabilități, credite, facturi și așa mai departe. Dar atunci când ești student, când trăiești cu părinții, când toată lumea e la picioarele tale, e păcat să nu ai curaj, să nu faci riscuri, să nu experimentezi. Vă spun că oamenii pleacă la cursuri și plătesc cât costă un curs bun de contabilitate, un curs bun de orice. Costă bani, business academy și tot așa mai departe. Deci oamenii plătesc bani mari ca să învețe. Și cei ce îți predau la cursuri, asta este teorie. Nu este mai bine să te duci într-o companie mare, o companie care are 2500 de angajați, da, spre exemplu. Doamnă contabilă șef, vreau să fiu asistentă dumneavoastră, lucrez la salariu minim de operator direct. Dar cum tu așa să lucrezi? Așa lucrez eu trăiesc la mama, eu nu iubesc iPhone, eu am un telefon simplu, eu port haine simple, eu vreau să mă dedic contabilității sau resurselor umane într-o companie mare cu 5.000 de angajați. Vă rog frumos, luați-mă, vă aduc și cafea la amiază și tot. Poftim! Asta sunt eu. Eu vreau să absorb informații. Dați-mi, vă rog, șansa. O cer la interviu, spun că o cer. Eu vreau să merg. Și atunci când ajungi, lucrez primii 2-3 ani, înveți lucruri, credeți-mă că o să apropii alți angajatori, uite, noi am auzit de tine, tu ai fost la conferință, tu ai vorbit și mai departe, te rog frumos, hai, vin și lucrez pentru noi, bine, dar eu nu știu ce salariu vreau. Eu am un salariu bun, stai fără grijă, salariul mediu de 1.000 de euro, noi îți dăm 2.000 de euro, vin încoașă, încă ai și mașină de serviciu, ai și una și alta, ți-l dăm, te rog, vin și lucrează pentru noi. Dar tu pune întrebare, de ce ai nevoie, ce vă trebuie și așa mai departe. Și atunci ușile se deschid, dacă întrebările sunt cheia de la o poveste.
pui întrebarea, poți deschizi ușa, poți nu. Pui altă întrebare, ca și cheia de la lăcată, o cauți pe cea potrivită și pui întrebări cât mai multe, fiindcă din 1000 de întrebări, una sau două să fie întrebarea potrivită. Și mi-am adus aminte de ceea ce spunea Bruce Lee, eu am crescut cu poveștile lui. Deci Bruce Lee spunea așa, un înțelept poate să învețe mult mai mult din întrebări puse, din întrebări stupide, decât un prost din răspunsurile deștepte. Deci, cât mai multe întrebări și întrebarea este potrivită. Cam așa este o filozofie, nu știu dacă ați auzit în altă parte, dar lucrurile sunt bune. Și apoi, deci scopul nostru ca noi să devenim persoane de valoare, da? Ca vioara de Stradivarius, 3,35 milioane de dolari, trebuie să învățăm să avem resurse materiale și resurse nemateriale. Noi, lumea ziua de azi se axează pe resurse materiale. Vreau mașină, vreau telefon, vreau una, vreau alta. Dar cele mai importante sunt resursele nemateriale, cunoștințele noastre, abilitățile noastre. Mi-am adus aminte, am citit o carte, autorul este Robert Greene, se numește Geniu, da? Despre genii, cum devin geniu. Deci Robert Greene este un autor american, el a studiat viețile la toți genii, al lui Goethe, al lui Leonardo da Vinci și mulți alții, și el ce a observat? Da? El a adus niște date concrete bazate pe studiul său. Pentru a deveni un profesionist bun, adică un geniu într-un anumit domeniu, este nevoie să petreci 7 ani în acest domeniu. 7 ani ca să devii un medic bun, anume 7 ani de practică, 7 ani de practică de concerte muzicale, de piese și așa mai departe, ca să devii un muzican bun. E 7 ani. Noi vrem, ieșim de la universitate, unde avem teorie, cine a învățat, cine nu a învățat, și noi vrem deodată să devenim oameni bine plătiți. Dar e nevoie de a învăța, e nevoie de a însuși abilități noi și asta putem să facem doar prin experiență. De ce? Da, și banii vin. Pe timpurile, nu știu, medievale, când trebuia de însușit o profesie, copiii nu mergeau la școală, copiii erau dați în mâna unor meșteșugari, în mâna unor oameni, deci așa, care se ocupau cu ceva, oameni de știință, și atunci părinții îl aduceau, îl puneau la ușă, spune, vă rog frumos, luați-l copilul meu să vă slujească. Și copilul sluja pe acest geniu, spăla podelele, aducea mâncare, veselă, hrănea animalele și în acest timp se afla pe lângă acest geniu și învăța lucruri noi. În ziua de azi este mai ușor. Măcar să citim cărți, măcar să ne interesăm de anumite lucruri. Fiindcă este teoria avantajului minim. Asta când la cursurile de cai, întrecerile de cai, se întâmplă că doi cai trec linia împreună. Doar că unul ia locul întâi și altul ia locul doi. Locul întâi, diferența dintre locul întâi și locul doi, e vreo 50.000, 75.000 de dolari. De ce? Fiindcă primul câștigă 170, zicem, primul câștigă 100.000, a doilea câștigă 50.000. Dar ei au ajuns practic la același moment, doar că diferența era, unul avea, cum zice, capul întins înainte. Deci 10 cm de nasul înainte au făcut un avantaj de diferența de 50.000 de dolari. De ce? Fiecare avantaj, deci fiecare demonstrație de cunoștință, de abilități de-a noastră, poate fi un avantaj pentru un salariu mai mare, o carieră și așa mai departe. Și acest avantaj minim, fiindcă tema este întrebări eficiente, întrebări bune, constructive, aceea poate fi o întrebare bună. De ce să nu măriți salariul? Fiindcă tu n-ai făcut nimic. Cum n-am făcut nimic? Nu vreți să vă uitați la rapoartele mele? Ce am făcut eu pentru companie? Uitați-vă plus valoare. Timp de 12 luni, venitul s-a ridicat sau situațiile sau deci, lip domeniul meu de activitate nu a avut conflicte, nu a avut stopări, stop de bandă, totul a lucrat perfect și mai departe. Asta este demonstrație. Bine, noi câteodată ne temem să întrebăm de mărire de salariu și asta este așa, zicem, o obișnuință noastră, o frică internă sau în cultura noastră, dar ca atare în companiile mari se procedează în felul următor. Odată la jumătate de an, odată la un an, ai un interviu cu superiorul tău în care se stabilesc toate
deci stabilesc toate rezultatele tale, ele sunt apreciate împreună cu superiorul tău și primești o notă și pe baza acei note și procentul de care îți mărești salariul. Și cel mai interesant este faptul că se pun targeturi, se pun scopuri pentru următorul an. Deci aceste targeturi o să fie mai mari pentru a te face să ieși din zona ta de confort și pentru ca să aduci mai multă valoare. Dacă ei să aibă de unde să-ți mărească salariul. Este o practică foarte bună și dacă la interviu reușești să întrebi, spui întrebarea despre aceste lucruri, poți obții un răspuns pozitiv sau poți, noi doar prin întrebări îi implicăm pe oponenți la niște acțiuni, da? Îi îndemnăm spre niște acțiuni. Chiar dacă nu primești un răspuns pozitiv, credeți-mă că la interviu persoana de la resurse umane sau director și spui așa o idee pe foiță și o să zică, uite, bună idee, ca să atragem mai mulți oameni deștepți la noi în companie, trebuie să facem și niște reforme, anume în domeniul bonusării, salarizării. Mai avem 15 minute, vă rog frumos să mai puneți întrebări care vă frământă, poate vă dau o idee bună. Tema negocierilor și întrebări constructive. Eram la o etapă de negocieri, persoana folosea intenționat comportamentul agresiv, comportament supărat, vroia să obțină ceva de la mine, normal că eu înțelegeam lucrul acesta, dar îi jucam pe plac. Era foarte agresiv, mi-aduc aminte, dar era o doamnă foarte serioasă, impunătoare, autoritară, de ea suntem toți în companie. Și ce am făcut eu? Deci răspundeam, încercam să ies din încurcătură cumva, dar la un moment dat am luat și am pus o întrebare directă, consider foarte eficient. Și am spus așa, doamna, să zicem că e doamna Vera, zic, doamna Vera, spuneți-mi, vă rog, cum arătați dumneavoastră când zâmbiți? Da, am făcut-o într-o manieră așa politicoasă, frumos. Deci, ce întrebări? Cum îndrăznești tu să-mi pui așa întrebări? Zic, pur și simplu, de câte ori am venit și toată ora pe care stau aici acum cu dumneavoastră, sunteți foarte supărată. Vreau să văd dacă dumneavoastră puteți fi și pozitivă, fiindcă îmi dau seama că aveți... Deci am venit cu tehnica asta de sprijin, da, pentru a stabili încredere, înțelegere aici propriu, spun, fiindcă dumneavoastră aveți o echipă mare de angajați, oamenii sunt pozitivi afară, am vorbit cu secretara, e pozitiv, întotdeauna în dispoziție bună, avem șoferul care stă lângă mașină, întotdeauna în dispoziție bună. Dacă dumneavoastră ați fi mereu așa, în așa o stare supărată, credeți-mă că n-ați putea ține așa o echipă. De ce? Eu cred că este vorba despre altceva. Vă rog frumos, ați putea să-mi spuneți sincer ce anume doriți ca eu să fac, ce anume dumneavoastră doriți sau ce ar contribui ca să soluționăm neînțelegerea într-o cale mai frumoasă și mai pozitivă, ca să pot să vin și eu data viitoare la dumneavoastră să vă văd zâmbind. Și credeți-mă că nu știu cum s-a primit, dar parcă lucrurile au mers altfel și s-a simțit asta chiar acolo în birou, când i-a spus, bine, eu am obosit de tot, eu nu mai vreau să lucrez, eu m-am săturat să am de face cu furnizori așa, că toți vor să te amageați. Deci doamna a început să vorbească și a spus tot ce are pe suflet și am înțeles cât e de greu este pentru ea, anume poziția de director, de administrator, fiind anume de motiv că sunt așa de multe întrebări pe care ea să le rezolvă. Ea a spus că n-a fost la un concediu de mult timp, ea nu reușește să acorde timp copiilor și tot așa mai departe. Deci o simplă întrebare, deci cum arătați dumneavoastră când zâmbiți, a întors, a deschis, da, lacata spre o altă ușă, spre o încăpere cu o poveste întreagă de altfel. Și am devenit prieteni și dacă îi dai clientului, dacă dai tot ce el așteaptă, credeți-mă că lucrurile și relațiile se stabilesc bine. Și cel mai important, vreau întotdeauna să menționez lucrul că cunoscând anumite tehnici de negociere, cunoscând anumite întrebări deja, zicem așa, pregătite, da, din experiență într-un carnet aparte sau undeva aici într-o poliță pe cap, în cap, deja că nu trebuie să te gândești să le cumpuri, le-ai luat și le-ai pus. Deci cunoscând aceste tehnici, asta nu înseamnă că întotdeauna că ești gata să manipulezi, să folosești într-un scop, zicem așa,
nu binevoitor. Anume, eu folosesc tehnicile astea nu pentru a manipula oamenii, sau, dar anume pentru a păstra această atmosferă binevoitoare, pozitivă, de win-win. Și pentru asta avem nevoie să fim sinceri, fiindcă omul, după natură, noi suntem întotdeauna binevoitori. Noi vrem să ajutăm pe alții, noi vrem să fim percepuți ca oameni buni. Și credeți-mă că asta este posibil să menții cu o viziune optimistă asupra vieții și prin faptul că înțelegi că poți să te adaptezi la tot. Poți să te adaptezi. Și poți să adaptezi întrebările care le pui. Întrebările trebuie să fie binevoitoare. Da? Manipularea are o, zicem așa, o percepție cam negativă, dar ca tare, asta când noi vrem ca copilul să ia medicamentul, noi îl manipulăm, îi spunem că îți dăm o bumbană, o punem în bumbană și mai departe îl facem că el să bea, dar noi nu-i dorim rău. Noi dorim ca relația să fie bună și ca el să se îndușească. Anume, spre tema adaptare. Sunt copaci, deci așa, timp de furtună se rup copacii care sunt bătrâni, copacii care sunt tari, da? Care sunt tari. Copacii care sunt tineri și flexibili, ei nu se rup. Sub o furtună, sub un vânt puternic, ele rezistă. Ele se adaptează la direcția vântului, dar nu se rup. De ce? Nu trebuie să fim întotdeauna tari în negocieri, să o spărim tari. Trebuie să fim flexibili. Și foarte important că atunci când situația este agresivă, da? Normal că noi nu putem să, hai să zâmbim și de ce nu zâmbiți întotdeauna așa mai departe. Este important să păstrăm o stare de spirit neutră, da? Fiindcă dacă omul este supărat, nu o să întreb, de ce ați pățit și zâmbim. Dar păstrăm o stare neutră, întrebările sunt neutre, fără emoții, până când atmosfera se degajează. Da, vreau să rețineți o frază magică, o întrebare magică, care cred eu că o să vă ajute și poate să vă ajute în orice situație n-ați avea o negocieri. Anume, în care condiții am putea noi să ne împăcăm? Da? În care condiții, în care circumstanță ați putea să acceptați un salariu mai mare de la mine? În care condiții am putea să batem palma și să fim parteneri? În care condiții ați putea să fiți binevoitor cu mine și în care condiții ați putea să păstrați un ton mai calm în discuția cu mine? În care condiții ați putea dumneavoastră să mă ascultați pe mine? Da? În care condiții mi-ați dat voie să vorbesc, să vă prezint oferta? Și anume această întrebare ea ține de resursa principală negocieri despre care am vorbit ieri și anume despre scenariu. Anume, oricare situație poate fi în favoarea noastră dacă are un scenariu benefic pentru noi. În imaginația noastră noi putem crea multe scenarii. Povestea este a noastră. Povestea care o creăm noi este povestea despre noi și a noastră. Și dacă creăm mai multe variante și atunci noi putem să alegem un anumit scenariu și să ne gândim cum putem noi să-l aducem în funcțiune, da? Cum putem noi să-l realizăm. Și în așa fel, credeți-mă, putem să obținem mult. Da? În care situație șef ar putea mie să-mi ridice salariul? În care situație aș putea eu să-mi creez niște condiții mai bune de lucru? În condiții mai bune de lucru? În care situație, domnul șef, ați putea să-mi acordați un birou personal? În care situație aș putea să primesc un calculator mai performant de serviciu. Desigur, pentru a obține un răspuns serios la întrebarea noastră, este bine să avem acel raport pe care noi îl obținem prin tehnica sprijinului, da? Facem sprijinim, suport, da? Sunteți un profesionist, sunteți un conducător foarte bun, vă pasă de toți oamenii și parte. Îl susținem în felul lui de a fi. Încercăm să înțelegem interesul, să avem înțelegere reciproc, să înțelegem care sunt interesele, așteptările, care este situația în care se află oponentul nostru. Ar putea el nouă să ne dea
ceea ce noi solicităm sau nu. Multe lucruri noi nu le cunoaștem, poate nu, sunt oameni care nu arată că pot să facă anumite lucruri, dar dacă noi punem întrebări și alegem întrebările potrivite, noi să obținem și răspunsul potrivit. Mai aștept o întrebare, ultima. Iulian. Iulian, mi-a plăcut întrebarea de ieri. Și mie mi-a plăcut discuția de ieri, atât doar că eu, în calitate de angajat și angajator, am ascultat cu atenție discursul dumneavoastră de azi și exemplu cu acel muzician a fost unul foarte reușit, atât doar că eu l-aș fi tratat puțin altfel, aici e foarte important și pentru cine a cântat acel domn, pentru că să vii într-o companie de persoane lipsite sau cu gândul cu totul altceva, încercând să-i deprinzi cu frumosul, asta chiar a fost un experiment. Adică eu puțin am perceput altfel exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră. Ceea ce se ne întrebări, da, mie mi-e greu să formulez acum o întrebare, pentru că nu știu dacă o să aflu ceva pentru mine nou. Vă mai repet, eu în calitate și de angajat și de angajator, adică situații și experiență foarte diverse, de ce am preferat să vă ascult pe dumneavoastră cu bagajul cu care ați venit astăzi. M-a făcut să mă focusez la niște momente foarte importante, genul cât e de important să dai întrebări și să asculți răspunsul, ceea ce eu de cel mai multe ori nu prea am răbdare să ascult până la urmă, pentru că anticipez din discurs ce urmează să spui interlocutor. Dar asta vine cu timpul și cu ani, probabil, de experiență. Iată, da. Iată cam asta. Îmi cer scuze, dar acum nu am o întrebare care să vă surprindă pe dumneavoastră și pe colegii ședinței de azi. Bine, eu vă mulțumesc, Iulian. Acum, nu știu, mi-ați spus că sunteți angajator. Mi s-a creat impresia că aici toți sunt, zicem așa, angajați sau viitori angajați sau au anumite poziții. Să fii angajator este o responsabilitate mult mai mare, deoarece ai o responsabilitate față de o companie care hrănește alte suflete și plus pe acesta pe care îl angajezi, dacă îl angajezi, devii într-un fel, deci ai destinul, soarta lui, o bucată de viață mai în mână. Mi-aduc aminte de anume de șefa care a condus acel interviu când trebuie să angajeze pe prietenul meu care era muzican, deci ea mi-a spus, eu întreb, zic, spune-mi, te rog, că vorbeam pe tu cu ea, zic, spune-mi, te rog, de ce nu ai dat o șansă? Dacă eu aveam grijă de el, eram să-l ajut, eram să-l învăț, zic că Dan, el nu este pentru această funcție. Dacă tu îl ții pe dânsul în funcția care el nu este pentru dânsul, el o să suferi, tu îl chinui pe el. Mai bine îl refuz acum, ca el să aibă șansa să-și caute anume ceva potrivit. Deci asta este bine să ținem minte, că dacă noi venim la un job, am făcut tot posibil ce ținem de noi, dar noi am fost refuzați, probabil că angajatorul poate să ne mai refuze anume dintr-un motiv că el vede că, da, el e foarte posibil, dar compania mea nu se poate să îndeplinească toate așteptările, el o să sufere, noi stricăm viața. Mi-aduc aminte, bine, este, nu o să uit niciodată, a fost unul din primele mele interviuri, la fabrica de bere la noi din Bălți, domnul Guțu Dumitru, pare mi se, este proprietarul, stăpână și el, o persoană în vârstă, se vede că cu experiență deja, eu atunci eram student, el mă întreabă, ce faci tu? Zic, eu sunt la limbi străine, cunoști limbile? Da, am început să vorbesc în engleză, germană, am început
pe atunci nu eram văzător, dar eram așa foarte rebel, eram foarte curajos, eram, vineam tot cu, eu am să fac asta, asta, deci tu știi noi ce facem aici? Eu zic, da, eu cunosc, dar asta nu e pentru tine, el spune, da, eu știu că nu e pentru mine, eu vreau o experiență și mai departe, el spune, băiete, eu te-am văzut, tu mie mi-ai plăcut, la mine în fabrică tu n-a să ai posibilitatea să te dezvolți, indiferent cât o să ai, eu ți-i pot să dau salariul cel mai mare care pot eu să-mi permit pentru funcția aceea, da? Pentru operatorul care este. Dar eu nu vreau să-ți iau anii tăi frumoși din viață. Din anii sunt cei mai frumoși acum, tu ai terminat universitatea, tu acum ești plin de energie și mai departe. Te rog frumos, încearcă în altă parte. Încearcă în altă parte. Eu putin la mine la fabrică, nu te primesc. Și uitați, am refuzat într-așa un fel că eu am rămas impresionat și mi-a dat încredere în mine că eu pot mai mult. Timp ce colegi de-a mii din alte grupe paralele s-au angajat și ce făceau? Ei înșurubau berea. Și acum ce fac? Au plecat peste cutare și lucrează la, zicem așa, o fabrică de împachetat iaurturi. Da? De făcut iaurturi. Deci lucrurile care se întâmplă, câteodată se întâmplă anume pentru noi. Cineva din, tot, din compania Apple sau, nu știu, dintr-o Microsoft, el vrea să se angajeze, vrea să se angajeze la Microsoft. Și Microsoft l-a refuzat. Și el s-a dus în altă parte și a deschis compania lui și a făcut niște reușite. A ajuns un milionar. Multe istorie de ce astea sunt. Dacă nu vă supărați, dacă pot să intervin. Ați atins exact un exemplu clasic. Cum se refuză o persoană foarte bună. Da, chiar foarte bună, dar la nivelul lui intelectual, asta e procedeul clasic, să spui că you are overqualified for this position, da? Ești mult mai bun decât poziția la care ai venit, îți dorim succes, deci nu avem o poziție corespunzătoare pentru tine. Asta este un procedeul clasic, așa procedează practic toate companiile unde au un HR educat, politicos, hai să fie. Eu vreau să vă dau un exemplu din propria mea experiență, atunci când după 3 ani în Statele Unite m-am gândit că vin în Moldova și tătă Moldova la cearele mele, am gândit că pot să obțin un job în oricare companie, bun, eu cu niște aspirații destul de înalte, și ca să vedeți, prima companie la care m-au invitat, era vorba de vânzări, de fapt, era o poziție de manager în vânzări și am fost refuzat. Exact în postura în care ați menționat dumneavoastră acum, băi, tu ești prea bun pentru poziția asta, da? Acum să vă zic eu direct, da, nu mi-a plăcut asta, dar în timp foarte scurt am avut o ofertă. Eu m-am regăsit și unde am stat 5 ani de zile, unde în timp de 2 săptămâni de la manager comercial am devenit director comercial, după care am devenit administratorul acestei companii cu 150 de angajați, ingineri, adică cu un personal foarte înalt calificat. Așa că dacă sunt între colegii care se prezentă în seara, cei care sunt în căutare sau se duc la joburi unde sunt întrebați din anumite considerente, eu aș zice că nimic nu se întâmplă așa de dragul întâmplatului. Siguranță că vă așteaptă ceva mai bun. Doar dacă dumneavoastră sunteți foarte disperat după poziția și angajatorul acela, să depuneți eforturi considerabile ca să ajungeți anume acolo. Dar în rest, azi piața din Republica Moldova are un deficit de persoane tefere la cap care vor să lucreze, extraordinar, oricare domeniu nu ar fi. Așa că asta am vrut eu să dau și exact ați fost pe unda înțelegerii mele a subiectului pe care l-ați atins. Mulțumesc! Da, și dumneavoastră mulțumesc! Mai aștept o întrebare de la altcineva? Dați să fiu direct. Eu am absentat vreo 10-15 minute de motive tehnice și n-am prins ideea ce întrebări așteptați dumneavoastră acum. Poate și sunt colegi care tot nu au înțeles. Ce întrebare exact așteptați de la dumneavoastră? Și ca o ultimă tentativă, poate
Aștept o întrebare legată de o situație de caz personală fiecărui participant. Întrebare de ce? Cum se procedează într-o anumită situație? Da, spre exemplu, ne aducem aminte de o situație când n-am reușit să obțin ceea ce mi-am dorit. Da? Și m-am frustrat anume din cauza că nu am fost înțeles sau consider că n-am acționat în felul cum ar fi trebuit să acționez. Da? N-am știut cum să procedez ca să obțin ceea ce mi-am pus în gând să obțin. Deci anume așa situație. Aștept, fiindcă cazul doamna Liliana cu feciorul ei, da, când el a fost refuzat și el era lipsit de experiență, da, și atunci m-am simțit bine să-i dau un sfat cam la ce ar trebui să se gândească, fiindcă orice mișcare care o facem noi, indiferent unde, ea depinde de ceea ce este în cap, depinde de starea noastră. Noi Am eu o întrebare, să economisem timpul la toată lumea și dumneavoastră. Uitați-vă, eu acum gestionez un proiect de importanță națională. În acest proiect eu am un consultant internațional, un domn cu experiență de peste 40 de ani în domeniul proiectului pe care eu gestionez. Da? Acum uitați-vă, el, bine, nu este în raport de angajatorul meu, el mie mi se subordonează, dar dificultatea de comunicare care eu am cu dânsul, eu îl consider că stars de asta, un marasm de asta, de om bătrân și care se consideră super deștept, da? Care eu în timp de o săptămână de zile încerc să-i explic că el nu are de făcut nimic altceva decât să respecte clauzele contractuale și să-mi livreze mie ceea ce are de livrat, rapoarte, documentație tehnică și restul momentelor în timpul prevăzut de contract, la care răspunsul dumnealui a fost că he has exclusive right, adică el are drepturile exclusive de a decide în postura funcției pe care o are de la compania care ne oferă nouă consultanță, să decide el ce să dăie, când să dăie și așa mai departe. Evident că eu l-am pocnit cu punctele din contract și așa mai departe, dar ca să vedeți, le-a ignorat și iarăși a venit cu un flux și mai mare de argumente, cât el e de important și că nu cumva eu am de gând să blochez proiectul, la care eu iar îi răspund politicos, da? Ca să continui, dar politicos cum? Chiar am răspuns în engleză, indeed, I clearly see that you have a wrong understanding on your assignment. Da? Eu îi spun clar că, vei, tu ceva nu înțelegi corect. El ignoră și e-mailul ăsta, înțelegeți? Adică și el tot continuă mai departe, pe unda lui deja nu mai vorbește cu mine, dar deja comunică cu un alt stakeholder din cadrul proiectului. Pe minim pot eu fiind administratorul proiectului, pe minim pune în CC, da? Da, și asta e neplăcut atunci când mi-a reținut conversații. De comunicare, dumneavoastră ați recomanda, uite, în așa caz. Adică, pentru mine, unica cale normală, eu merg conform contractului și prevederilor contractuale, domnul fiind extraterestru, adică el știe exact ce are de făcut, de atât că el e campion în domeniul lui și, într-un fel, el o e ca în nume de că eu am ceva împotriva lui, știți, că probabil lui nimeni niciodată nu i-a arătat greșelile lui. Da, o situație. Tehnică de comunicare cu așa gen de persoană. Da, bine. Deci am o întrebare pentru dumneavoastră. De fapt, două întrebări, mai întâi. Dumneavoastră depindeți de el? Da. Depindeți. A doua întrebare. Pentru dumneavoastră este important să aveți dreptate din punct de vedere al clauzelor care sunt în contract sau ar fi mai important ca să rezolvați, nu știu, menirea aceea pe care trebuie să o aibă contractul acesta? Deci, întrebarea ambele. Este... Ambele. Ele sunt intercontinentale. Așa gen de proiecte, ele nu pot merge pe lângă prevederile contractuale, doar să te uiți la scopul nobil al proiectului. Nu. Ideea e că respectând condițiile contractuale, se atinge scopul proiectului. Da, de îndeplinit,
de îndeplinit contractul este scopul primordial. Dar eu vă întreb personal, pentru dumneavoastră este important să aveți dreptate, dreptate anume în comunicare care deja s-a creat. Da? Fiindcă s-a creat deja o comunicare eronată, sau nu eronată, dar deja o comunicare confrontuală din ceea ce am înțeles. Fiindcă dumneavoastră, într-un fel, v-ați pus pe poziția să-l impuneți pe el ca el să îndeplinească, dar el într-o poziție că el vrea să arăte că el are dreptate. Deci, aici este nevoie de un timp ca să analizați anume ideea care v-am dat eu. Este important să aveți dreptate sau este important ca să duceți proiectul până la bun sfârșit și bine? Acum, în așa cazuri, se recomandă următoarele. Deci dacă noi nu putem să ne înțelegem, da, cum spunea Socrate, nu putem să ne înțelegem anume, la un anumit punct, nu ce trebuie să ieșim? Trebuie să ieșim din sală, să căutăm alte puncte comune. Să discutăm alte puncte comune, să lăsăm punctul ăsta cu contractul în altă parte. Discutăm altceva și după asta, după ce o să găsim ceva comun, să ne întoarcem înapoi deja la tema contractului. Pentru voi este foarte complicat de a comunica prin e-mail și cred că aici, din experiența care am avut-o și eu, că am lucrat în companie, două companii unde erau comunicare, pe azi, dacă s-a pornit o peripiscă de e-mail-uri, acolo e foarte greu să ieși. Și atunci este altă persoană care are autoritate și ne pune pe amândoi pe noi pe calea cea dreaptă ca să ne împăcăm, ne cheamă într-o ședință și ne discută. În momentul în care dependență unul de altul și nu este nimeni mai mare care ar putea să facă, să medieze situația asta, atunci este foarte important ca să înțelegeți cât de bine ar fi să vă întâlniți. Să vă întâlniți neoficial, da, formal undeva, dacă puteți avea o plecare. E foarte important să arătați o intenție, că vreți să rezolvați ceva, că vreți să vă împăcați, da? Și în momentul când ieșiți din sala asta unde este o confruntare, să mergeți să căutați punctele comune. Bine, lăsăm contractul într-o parte. Haideți să vedem care este scopul. Eu vreau să rezolv proiectul. Eu vreau să-l rezolv. Și dumneavoastră sunteți, deci mergem iarăși cu ceea ce vorbeam eu despre tehnica asta de a stabili raport, este sprijinul, empatie, înțelegere reciprocă. Eu înțeleg tot ce dumneavoastră mi-a spus și mai departe. Caut înțelegere reciprocă și îi spun, sunteți un profesionist bun. Am nevoie pentru, nu că eu, bine, contractul are nevoie anume de participarea dumneavoastră. Cum vedeți lucrurile? Anume, îl deschideți pe el, fiindcă omul de la sine, el tot e binevoitor. El, dacă nu a fost supărat ca să se răzbune pe ceva, atunci el o să deschidă, el o să vadă că îi arătați respect, îi dați voie, că mingea e de partea lui, el trebuie să înțeleagă că mingea este de partea lui și cum el, dacă el e o persoană, zicem așa, de echipă, el o să dea pas, da? Nu o să ții mingea la dânsul, el o să joace în echipă, el nu o să meargă să bată golul singur și mai ales că el e bătrân și el nu o să poată face singur. Respectiv, el trebuie să înțeleagă că la dânsul este o echipă și el trebuie să participe, adică el trebuie să fie într-o poziție... Când tot se zbuni, el e unica oaie neagră, deci respectiv ar trebui să înțeleagă că e bine să fie oaie albă, să prietenească, să vorbească cu persoanele din echipă. De aceea e foarte important, eu cred că să lăsați contractul într-o parte, să vă întâlniți, să discutați anume despre alte chestii, să-i arătați acest, să recâștigați încrederea, sprijinul și să stabiliți acest raport, fiindcă la voi raport nu este și dacă totul merge prin e-mail, atunci o să fie lung și cine știe. Deci, sfatul meu este de a căta de vorbit cu el altfel, de a căuta puncte comune în altfel. Probabil că asta este greu și dacă nu aveți timp, trebuie să delegați pe cineva. Delegați altă persoană care să poată face anume aceste lucruri. Și atunci, dumneavoastră, dacă, de exemplu, dacă ați fi directorul lui și el cum se împacă cu alt coleg, atunci și nu vreți să faceți lucrurile astea, puteți să trimiteți pe cineva să medieze. Cunosc o persoană care, asta nu că recomand, dar cunosc o persoană care de la natură este o persoană foarte sociabilă. Și acolo unde șeful nu poate, trimite pe angajatul lui, da, pe subalternul și asta rezolvă toate chestiile. Și le rezolvă foarte repede. Și atunci șeful poate să lucreze mai departe în domeniu și se preocupe de problemele care țin de strategia companiei și așa mai departe. Dar anume așa chestii minore, că cealaltă nu vrea să îndeplinească contractul, îți duce altcineva care vorbește foarte ușor. Și e foarte ușor să spui atunci că, băi, uite, este acolo cineva care el e ocupat cu altceva. Hai să rezolvăm ce trebuie ție ca noi să lucrăm bine, ce trebuie ție ca tu să faci partea ta de contract. Și până la urmă pui o întrebare directă.
Tu vrei să lucrezi sau tu nu vrei să lucrezi? Ți-i trebuie aceasta sau ți-i nu trebuie aceasta? Că eu nu pot să înțeleg. Eu aștept, eu n-am când să... Noi n-avem când să vedem cine e mai tare, cine e mai mare. Noi nu suntem la grădiniță să vedem care jucărie e mai rapid, care mașinuță e mai rapidă și mai departe. Noi trebuie să rezolvăm. Deci, care e problema ta? În față, direct. Dar asta nu o să meargă pe e-mail. Eu cred că nu o să... Asta poate să fie un telefon. Deci, asta e părerea mea. Da, finalul de fapt a reflectat poziția mea. Să organizez o videoconferință cu tot șefii lui și cu restul stakeholderii care sunt implicați în proiectul ăsta. Iulian, cer scuze, dar până am subiectul ăsta. Eu v-am spus câteva chestii. Deci, omul ignoră scrisorile și mesajele, adică textul este foarte simplu. Este un motiv. Și clar, da, motivul poate este că el a menționat primul, că el poate se consideră Dumnezeu în domeniul ăsta și așa mai departe. Ei, este o chestie. Cer scuze, chiar îmi permit să vă întrerup, fiindcă asta e lucru care, eu sunt obiectiv, nu cunosc nimic, dar vă spun, asta v-ați, ideea este la dumneavoastră în cap. Este idee, uitați-vă, asta este idee, el se consideră Dumnezeu. Într-adevăr, poate fi altceva, poate pe dânsul doare piciorul și asta îl deranjează. S-o sumidenie alte idei care eu pot acum să le inventez, să vă spun că poate fi altceva adevăr. Vă aduc un exemplu. Deci, e o istorie, știți că în America de Thanksgiving Day se pune un curcan, se pregătește un curcan în rolă. Și iată că într-o zi mama face cu fiica, pune curcanul ăsta în rolă. Și când îl pregătesc curcanul, pun pe tavală, îi rupe picioarele, piciorușele le rupe și le pune deasupra. Și pune în rolă. Fata întreabă, mămica, dar de ce tu rupi picioarele? Deci că eu nu știu, așa e o tradiție la noi în familie, eu asta am văzut cum face mama mea. Deci când nepoata vede bunica, întreabă, bunica, dar de ce tu, mama face, a spus că tot așa faci, tu iai, deci asta... găina, iai curcanul, îi rupi picioarele și pui deasupra. Și că nu știu, așa e tradiția, așa făcea mama mea și de asta fac și eu. Și iată la o sărbătoare mare vine și străbunica, se apropie nepoțica și întreabă, deci, bunica, dar de ce la noi în familie noi rupiem picioarele și le punem deasupra? În alte familii așa nu se face. Și bunica îi spune, deci, păi, ți închipui, știi de ce? Pe timpurile mele, când eu eram tânără, la noi rola era mică și nu încăpea, de ce își rupeam piciorușele și le puneam deasupra? Okay. Deci, dacă nu întrebați direct, nu o să știți care este adevărul. Plus, nu ne se pare că noi cunoaștem multe, dar în spate cu totul e altceva. Și este asta misunderstanding, care întotdeauna o să fie. Mai bine întrebați de trei ori și când o să întrebați de trei ori, o să vedeți cum o să schimbi părerea. Poate, într-adevăr, el nu o să spui care este, el nu o să spui că eu sunt Dumnezeu de asta, știi? El o să spui trei răspunsuri diferite de fiecare dată. Și chiar dacă o să-l dea și alți superiori, persoane cu autoritate, o să dea trei răspunsuri diferite. Dar faptul că i-ați pus întrebarea de trei ori și ați pus întrebarea cu respect, el o să-și dea seama că ceva nu e regulă în comportamentul lui. Și dumneavoastră vă trebuie ca el anume să înțeleagă că comportamentul lui nu este adecvat. Știu? Dar iarăși, operați cu faptul, ieri spuneam că o resursă importantă în negocieri este anume afacerea, din punct de vedere ca resursă strategică nematerială. Afacerea este atunci când noi suntem, ca contractul vă pune ca să fiți într-o afacere, sunteți într-o relație. Și anume asta este punctul strategic pe care vă bazați întotdeauna acolo. Noi avem contractul, dar nu îl puneți ca obligație, noi suntem în afacere, noi suntem într-o relație, vreți, nu vreți, noi suntem căsătoriți și trebuie să... rezolvăm asta. Haideți să o rezolvăm odată. Cam asta.